Suntem la premiera filmului tău, documentarul Inima Naționalei, și vreau să spun că a fost foarte emoționant pentru că ne-ai dus acolo, ne-ai dus în Inima Naționalei. Deci pentru spectator pot spune că a fost emoționant. Spune-mi cum a fost pentru tine. Pentru mine a fost emoționant încă de când am început proiectul ăsta, pentru că, așa cum ai auzit și mai devreme când am vorbit aici, eu nu mă mai uitam la fotbal. Și practic am redescoperit fotbalul odată cu proiectul ăsta, pentru că fotbalul e un sport complex, să zic așa, și care naște multă pasiune și dorințe și așa. Dar în ultimul timp a decăzut în România, pe toate planurile, de la echipe de club la echipă națională. Și în momentul în care eu am avut ocazia să fac un proiect despre fotbal, am stat foarte bine să mă gândesc ce e, ce o să spun, ce se întâmplă. Dar aveam o poveste frumoasă, o poveste de succes, o poveste pe care cred eu orice regizor își dorește să o spună. Stilul meu este unul spre America, nu spre Europa, unde vreau ca omul să trăiască o experiență, să se bucure la film, nu să fie, să-i dau angoase și stări, nu știu de care. Nu e un film de artă, e un film pentru toate categoriile de public, în special pentru tine. E un film despre curaj, e o lecție de viață și, cum spuneam mai devreme, că e un film despre curaj. Cred că după ce te uiți la filmul ăsta, ai mai mult curaj. Cred că trebuie să începi să ai mai mult curaj în tine și în ce faci tu, oricare fi cel care te uiți la filmul ăsta. Mie mi-a plăcut foarte mult abordarea ta. Am simțit așa că parcă văd un film de ficțiune, nu un documentar, și asta e un lucru bun, pentru că spectatorul trăiește emoțiile alături de ce se întâmplă pe ecran. Spune-mi, a fost de la început această idee sau s-a dezvoltat pe parcurs? De la început eu am mulți ani de presă. Am lucrat, cred că 15-16 ani de zile în ProTV. Am fost vreo 7 ani de zile corespondent la știrile ProTV, după care am fost producător de promo. Și noi la ProTV, pe vremea aia, noi simțeam publicul, adică dădeam ce vrea publicul, eram obiectiv, corecționești, dar dădeam și ce vrea publicul să vadă. Și atunci, pe mine mă ajută foarte mult experiența de jurnalist pe care am avut-o în anii trecuți și am reușit cumva să ajung la ce vreau să aud de la jucători, la cum vreau eu să-i cunoască oamenii. Adică cine sunt ei. Pentru că ei, da, ok, îi vezi îmbrăcați acolo pe terenul de fotbal, dau goluri, se agită, dar nu e... Dar ei sunt mai mult decât atât. Vreau să văd cine sunt ei cu adevărat. Cine e Iani Sagi, cine e Drăgușin, cine e Alibec, cine e Pușcaș, cine sunt băieții ăștia, după care toți, sau nu știu, majoritatea copiilor își fac tricoul cu ei, poartă numele lor. Și, bă, cine sunt ăștia, de fapt? Cine e Iani Sagi? E doar băiatul Hagi și atât? Nu, e mai mult decât atât. Mi-a plăcut mult pentru că are și muzică documentarul tău, foarte important. Nu prea am văzut documentare românești cu muzică. Cum ai ales? Pentru că s-a potrivit foarte, foarte bine pe secvențe și mai ales melodia de final, pe care nu vreau să o divulg, să fie o surpriză în momentul când se duce publicul la cinema. Procesul ăsta de ales muzică la film e complex. Sunt mai multe feluri în care ajungi la rezultat. Eu sunt și editor. Și mie îmi place să lucrez cu muzică și să lucrez pe ea și muzica să ne dea ritm în poveste. Există mai mulți oameni din industrie care mi-au spus filmul tău are prea multă muzică. Și eu zic, mă, filmul meu nu are prea multă muzică pentru că muzica face parte din viață. Nu vreau ca oamenii să se simtă cumva stânjeniți, triști, angoasați. Vreau să trăiască și muzică îi dau filmului. Doar că vreau să cresc anumite momente sau să le trăiască mai intens. Și trebuie să spun că filmul ăsta l-am montat împreună cu un prieten foarte bun, Dragoș Umetiță, care este director de creație într-o agenție de publicitate și noi lucrăm de mult timp împreună. Și stilul nostru de montaj este cu muzică. Pentru noi contează foarte mult muzica, ritmul și ce spunem prin muzică. Pentru că
e foarte mult haos în jurul nostru, informațional, te bombardează totul, din toate părțile, de peste tot, și atunci muzica vine doar ca să te facă puțin atent în filmul ăsta. Să fii atent puțin la ce se întâmplă acolo. Și melodia de final cred că este melodia generației mele, care trebuie să aibă mai multă încredere în generația lor. Și pentru că filmul intră în cinematografe din acest weekend, ai un mesaj pentru spectatori? Să vină să vadă filmul, că nu vor fi dezamăgiți. Știu, spune foarte multă lume lucrul ăsta, dar veniți la film cu copii, veniți la film cu prieteni, veniți la film cu rude și vă promit că nu plecați dezamăgiți. Absolut deloc. Veniți și vă simțiți bine după filmul ăsta, chiar vă simțiți bine și prindeți mai mult curaj. Mulțumesc și multă baftă! Să fie, mulțumesc frumos! Da, e primul autograf din viața mea. Primul din multele. Din multele ce vor urma, zice un coleg. Băi, și e o onoare că îl dau lângă Edi Iordănescu, adică nu... Ia să vedem, primul autograf.